În ultima perioadă, inspectorii Comisariatului pentru Protecția Consumatorului au efectuat controle tematice la 7 grădinițe cu program prelungit de stat sau particulare. Comisarii au urmărit prin verificări dacă se respectă normele legale din domeniul protecției consumatorului. Problemele identificate în urma controlelor au fost legate de serviciile de cazare, precum și de condițiile în care preșcolarii își desfășoară activitatea. În urma verificărilor, mai multe grădinițe aveau mobilierul și podelele deteriorate, jucării cu margini tăietoare și produse cu termenul de valabilitate expirat. Acțiunile de control au fost finalizate prin întocmirea a 5 procese verbale de constatare a contravenției. S-a dispus o măsură de oprire temporară a prestării serviciului de asigurare a învățământului preșcolar. Au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare de 12.000 de lei și 5 avertismente. În aceeași perioadă, inspectorii Comisariatului pentru Protecția Consumatorului au făcut verificări și agenților economici care comercializează produse de patiserie, gogoși și covrigi. Cei mai mulți dintre agenții economici nu respectau normele cu privire la informarea completă a prețului și a gramajului ingredientelor. Au fost întocmite 7 procese verbale de constatare a contravenției, s-a dispus o măsură de oprire temporară de la comercializarea produselor care erau etichetate necorespunzător. Pentru abaterile descoperite s-au aplicat amenzi în valoare de 80.000 de lei.